Bună, dragilor, și bine ați venit la etalarea zilnică pe Zodii pentru ziua de vineri, 14 august 2020. Țin să menționez că este mai ok să ascultați întâi Zodia din care faceți parte, iar apoi Zodia în care aveți ascendentul, iar la final Zodia în care aveți luna. Da, puteți urmări și Zodia în care aveți foarte multe planete pe astrograma natală, deoarece cu siguranță veți găsi și acolo mesaje importante pentru dumneavoastră. Bun, veți găsi în descriere exact timpii pentru fiecare semn zodiacal în parte. Până atunci vreau să începem etalarea pentru că sunt foarte curioasă ce ne va aduce ziua lui Venus, da? Fiecăruia dintre noi. Bine te-am găsit, berbec, și bine ai venit la etalarea ta. Ok, dragii mei berbei, se pare că veți pune bazele la ceva în ziua de vineri, însă văd că vă veți arunca ceva cu capul înainte, da? Și de asemenea e un nou început care vă face să fiți extraordinar de entuziasmați, da? Pentru alții dintre voi e posibil să auziți de vestea venirii pe lume unui copil, da? Și tocmai de aici acest mult entuziasm din partea voastră și văd că veți pune bazele, da? Parcă veți încerca să îi creați, da, acelui copil exact, eu știu, un mediu, da, propice pentru dezvoltare. Însă vă văd extraordinar de entuziasmați. De asemenea, e bine că sunteți entuziasmați, bine că aveți forță de muncă, dragii mei berbeci, însă aveți foarte mare grijă să nu care cumva să vă aruncați prea mult cu capul înainte, da? Bun. Hai să vedem acum și niște extensii. Da, pentru unii dintre voi văd că vă pregătiți aici pentru o poziție de putere. Da, dragii mei berbeici, după cum v-am spus, vă veți arunca nițel cu capul mult prea înainte, da? Și e posibil să aveți o mică mare dezamăgire. Nu este neapărat ceva extrem de rău în asta, da? Însă, dragii mei berbeci, să știți că tocmai din acest motiv, v-am spus și eu aici, încercați totuși să nu vă entuziasmați prea tare, da? Pentru că e posibil să fiți nițel dezamăgiți, însă oricum ar fi acest nou început, cu siguranță îl veți avea. De asemenea, vă văd cu o putere foarte mare, da? Pentru a pune bazele la ceea ce doriți dumneavoastră. Bun, aceasta a fost etalarea voastră, vă mulțumesc frumos pentru vizionare, dacă v-a plăcut acest video nu uitați să vă abonați și să lăsați un like. Bună, Taur, și bine ai venit la etalarea ta pentru ziua de vineri. Ok, dragii mei, Taur, se pare că în ziua de vineri, v-am zis, este ziua lui Venus, voi sunteți copiii lui Venus, deci cu siguranță vă veți simți fantastic. Văd, dragii mei tauri, că veți fi foarte puși pe treabă, în sensul că veți conștientiza, veți avea un moment de epifanie, un moment de conștientizare foarte profundă, în care veți realiza foarte bine poziția dumneavoastră în familie și, de ce nu, văd că veți ajunge la o maturitate din punct de vedere financiar, la o independență, da? E foarte interesant aici, dragii mei tauri, e posibil să fiți într-o poziție, eu știu, destul de înaltă, să spun așa, în zona familiei pentru alții dintre voi. Însă, oricum ar fi, dacă e vorba de zona muncii, să știți că se anunță o zi minunată, dragii mei tauri. Văd că sunteți stăpâni aici pe voi, văd o independență financiară, pentru unii dintre voi e posibil exact să primiți bani sau să aveți parte de o reușită, da? De o mică victorie. Ia să vedem aici ce conștientizați voi. Bun, dragii mei tauri, se pare că veți conștientiza poziția dumneavoastră în zona familiei, dar mai ales pe zona financiară. Veți conștientiza că sunteți capabili, da, să ajungeți la această independență sau, mai mult decât atât, dragii mei tauri, e posibil să aveți niște câștiguri mai mari în ziua de vineri. Dacă e vorba de zona personală, să știți, dragii mei tauri, văd că veți conștientiza foarte bine ceea ce voi sunteți capabili să faceți, da? Ca și cum vă conștientizați adevărata putere și e posibil să vi se cam crească așa de o anumită relație din viața voastră personală, da? Și văd că veți cântări lucrurile foarte bine, dar cumva veți privi
tot ceea ce se întâmplă undeva de mai de sus, da? Și atunci veți vedea mult mai multe lucruri și veți conștientiza mult mai bine ceea ce se va întâmpla. Bun, vă mulțumesc frumos pentru atenție, dragii mei tauri. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să vă abonați și să lăsați un like. Trecem la următorul semn zodiacal. Bine te-am găsit, gemeni, să vedem ce vă așteaptă pe voi, dragii mei. Bun, dragii mei gemeni, se pare că e posibil ca o, nu știu, independența voastră financiară, da, stabilitatea voastră din acest punct de vedere să fie nițel perturbată, da? Văd aici că totuși veți primi o ofertă, dragii mei gemeni, sau veți face o ofertă tocmai pentru a vă alia cu cineva, însă nu știu dacă ieși și faceți voi o ofertă, să știți, dragii mei gemeni, că nu știu cât de bună va fi văzută, da? Nu știu cât de ok va fi, na, nu vă garantez că vor merge lucrurile. Și de asemenea, dragii mei gemeni, dacă ieși și primiți o ofertă, văd că e tocmai pentru că sunteți într-o poziție de singurătate, da, de sărăcie, veți avea acest sentiment în ziua de vineri. Dacă e vorba de zona personală, să știți că veți căuta alinare, dragii mei gemeni, la cineva anume. Ia să vedem. Și niște extensii. Cei cu această independență. Da, se pare că o persoană foarte înțeleaptă vă va sfătui și vă va da... Și vă va da, dragii mei gemeni, niște sfaturi sau vă va propune ceva, da? Un schimb ceva. Și de asemenea văd că acest schimb presupune o împlinire extraordinar de mare, da? Sau pentru alții dintre voi e posibil să fiți mai ok, da? Din punct de vedere financiar, din punct de vedere profesional, de ce nu să vă înțelegeți bine cu familia, cu persoanele apropiate, însă în același timp văd aici un sentiment de singurătate, de frustrare, de abandon, să știți, dar să știți, dragii mei gemeni, că acest sentiment vine mai mult din iluzii și o persoană vă va ajuta foarte mult. O persoană foarte înțeleaptă care vă poate călăuzi și vă poate lumina acest sentiment, da? Bun, vă mulțumesc frumos pentru atenție, dragii mei gemeni. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să vă abonați și să lăsați un like. Bine te-am găsit, rac, să vedem la tine. Ok, dragii mei raci, se pare că în ziua de vineri vine roata destinului și pune nițel amprenta pe voi. Văd că, mai exact, vine cu o ofertă de dragoste pentru mulți dintre voi, dar o ofertă la care e nevoie să munciți, da? Sau o ofertă la care voi ați muncit foarte mult, în sfârșit vine roata destinului și vă aduce. Dar mai mult decât atât, dragii mei raci, dacă e vorba de zona personală, să știți că povestea de dragoste în care vă aflați sau dacă pentru unii dintre voi e posibil să cunoașteți pe cineva, oricum ar fi această poveste de dragoste, presupune foarte multă muncă, dragii mei raci, presupune să o luați încet, dar sigur, pentru că văd aici o imaturitate, da, emoțională a cuiva, ori a voastră, ori a partenerului. E ca un prinț așa cu un cal alb, însă nu e chiar un prinț, că e un cavaler, da, aveți grijă. Ia să vedem. Bun. Da, să știți, dragii mei raci, că e posibil ca voi să vă retrageți nițel în cochilie și să munciți foarte mult pentru această ofertă sau pentru această relație în ziua de vineri, să vă faceți planuri așa ascunse, cum știți voi, și văd aici că vă veți întâlni posibil cu partenerul, cu partenera într-un cerc de prieteni sau, de ce nu, dragii mei raci, pentru unii dintre voi e posibil să fiți implicați într-un triunghi amoros, da? Bun. Vă mulțumesc frumos pentru atenție, dragii mei raci. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să vă abonați și să lăsați un like. Bună, leu! Ok, dragii mei lei, se pare că veți negocia cu cineva referitor la o ofertă. Văd că veți primi ceva, da? Veți ajunge la un... Eu știu, la o înțelegere cu o persoană anume sau din zona profesională. Văd aici că veți avea o victorie în văzul lumii și de asemenea mai văd aici, dragii mei lei, că ceva se va dărâma în viața dumneavoastră, destul de zgâlțitor, ca să spun așa. Bine, sunt și aceste cuadraturi foarte mari pe cer și atunci cu toții suntem destul de afectați de ele, mai mult sau mai puțin.
pentru că depinde fiecare cum ia energia respectivă și cum lucrează cu ea. Vreau să vedem acum niște extensii, dragii mei lei. Da, se pare că sunteți temători și vi se pare că nu mai ajungeți la mal în ziua de vineri. Dragii mei lei, e ok, nu fiți temători. E o perioadă cu schimbări pentru toată lumea, da? Și la voi să știți că aceste schimbări văd că vă vor duce pe o bază ceva mai stabilă față de cum ați fost până acum. Și asta este extraordinar de bine. Da, se pare că ceva din zona iubirii, se pare că se vor da niște măști jos de pe față, dragii mei lei, din zona iubirii. Văd aici că veți fi foarte ascuțiți la limbă, veți fi foarte dorniși, da, să discutați în același timp, neapărat să vă certați. Însă văd că veți primi foarte multe mesaje, dragii mei lei, prin care se va anunța o victorie, o oficializare, ori veți avea discuții cu partenerul, cu partenera referitor la această oficializare din viața voastră, ori efectiv, dragii mei lei, văd aici că o persoană, da, care nu are intenții foarte bune, vă va face o ofertă sau voi parcă țineți cu dinții, da, de această ofertă, de acest echilibru, însă să știți, dragii mei lei, că sunt niște firmituri, da? E ok, v-am zis că veți construi ceva stabil, însă momentan sunt doar firmituri. Dar urmează și ceva stabil. E ca și cum cereți o promovare ceva sau îi cereți unei persoane să vă ajute, să vă, eu știu, să vă ducă într-un alt plan, da? Într-un alt plan, mult mai înalt. Însă aveți grijă, dragii mei lei, pentru că sunt și lucruri ascunse aici, da? Sunt și lucruri ascunse sau aveți grijă să nu care cumva voi cu orgoliu, da? Să țineți foarte mult cu dinții, tocmai pentru că se va dărma ceva și se vor da măștile jos de pe față. Bun, vă mulțumesc frumos, dragii mei lei, pentru vizionare. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să vă abonați și să lăsați un like. Bună fecioară! Ok, dragile mele fecioare, se pare că în ziua de vineri, în zona personală veți fi într-un apogeu. E posibil să vă întâlniți cu partenerul sau cu partenera, e posibil să întâlniți o persoană sau să fiți într-o relație de ceva timp cu o persoană pe care o vedeți efectiv ideală pentru voi, însă văd aici că vă va speria acest lucru și vă veți retrage nițel. De asemenea, mai văd aici un nou început, e ca și cum se anunță un nou început cu foarte multă pasiune, dragile mele fecioare, și tocmai acest lucru vă va speria puțin și vă va face să vă închideți puțin în voi, tocmai pentru a analiza mai bine lucrurile. Da, că vezi că văd că veți avea impresia că ați pierdut ceva. N-ați pierdut nimic, dragile mele fecioare, stați liniștite. Că e totul în regulă, da? E posibil să vă sperie ideea de căsătorie, ideea de oficializare și așa mai departe. Ideea de perfecțiune care, pe care în sfârșit ați găsit-o, pentru că văd că v-ați simțit singură o perioadă. Ia să vedem exact ce e cu acest 10 de cupe. Da, se pare că vă schimbați nițel ideile, dragile mele fecioare, despre zona iubirii, pentru că văd aici că veți primi o ofertă și veți avea un schimb de mesaje destul de rapid, de asemenea văd că voi parcă veți fi cumva mai introvertiți în acea conversație cu partenerul, cu partenera sau cu persoana pe care o veți cunoaște și de asemenea văd, dragile mele fecioare, o schimbare de mentalitate a voastră în ceea ce privește zona relațiilor. Și tocmai din acest motiv vă cam sperie dacă e ceva nou. Dar nu e nimic, stați liniștite, e foarte bine aici cu oferta asta. Dar pentru alții poate fi vorba din zona profesională, că veți primi o ofertă și nu vă așteptați cât de bine pot merge lucrurile. Bun. Vă mulțumesc frumos, dragile mele fecioare. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să vă abonați și să lăsați un like. Bun, bună balanță și bine ai venit la etalarea ta. Bun, dragile mele balanțe, se pare balanțe, da? Se pare că veți face un drum în ziua de vineri, ori veți alege să plecați de la locul actual de muncă, ori veți alege să faceți drumuri, ori efectiv munca voastră presupune să faceți multe drumuri. Văd aici că vă veți simți nițel puși la pământ de toată această poveste, însă văd că vă veți dori ceva foarte mult și să știți, dragii mei, dragile mele balanțe, că aveți toată susținerea, da? Deci dacă vreți să faceți un drum pentru că tocmai nu se mai poate, ceva se termină, să știți, dragile mele balanțe, că
aveți totuși susținerea Universului și totuși aveți acolo o stea călăuzitoare după care văd că mergeți. Dacă e așa, tot înainte că lucrurile sunt bune, da? Ia să mai vedem aici. Văd că vi s-a făcut o nedreptate, cineva a deschis cutia Pandorei în viața voastră și au ieșit de acolo tot felul de nenorociri. Așa este, dragile mele, balanțe, însă să știți că mai aveți speranța acolo și totuși ceva a mai rămas, da? Considerați că Universul v-a făcut o nedreptate sau vă va face o nedreptate. Văd aici că va fi nevoie de foarte multă muncă sau ceva la care voi ați muncit foarte mult, e nevoie să lăsați în urmă și văd că veți pleca la un drum, dragile mele, balanțe, în ziua de vineri sau veți... sau veți pune bazele, dar vă veți pregăti tocmai pentru a pleca la un drum. Acum ori să vă mutați fizic, să părăsiți orașul, ori să faceți anumite drumuri, ori să plecați într-un concediu, eu știu, dar văd aici că veți pleca sau ori veți pleca la o persoană dintr-o zodie de apă, adică Rac, Scorpion, Pești, ori cu ascendent, ori cu foarte multe planete acolo, însă oricum ar fi, dragile mele, balanțe, sau veți pleca cu acea persoană undeva, da? Deci ori mergeți la această persoană în vizită, ori împreună cu o persoană plecați, da? Bun. Vă mulțumesc frumos, dragile mele, balanțe! Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să vă abonați și să lăsați un like! Bună, Scorpion! Să vedem ce te așteaptă pe tine! Ok, dragii mei scorpioni, se pare că voi în ziua de vineri veți avea o intuiție fantastică, da? Și se pare că veți lăsa ceva în urmă, ceva ce pentru voi contează extraordinar de mult. Că e vorba de o relație, că e vorba de un cerc de prieteni. Oricum ar fi, văd aici că veți intra foarte mult în contact cu zona divinității, da, și veți înțelege că e cazul să lăsați ceva în urmă. Ori un proiect, ori o zonă în care voi v-ați implicat foarte mult până acum, alegeți să o lăsați în urmă. Și de ce nu, dragii mei scorpioni, văd aici că veți avea puterea necesară, văd că veți avea ajutor divin, da, vedeți că e cam același personaj aici. Cu siguranță veți avea un ajutor divin extraordinar, dragii mei scorpioni. Și văd aici că veți avea capacitatea de a închega lucrurile, da? Veți fi un mic, mare alchimist, da? Și de asemenea văd aici că veți simți că în sfârșit culegeți roadele, da? La ceva ce v-ați semănat cu mult timp în urmă. Acum nu neapărat poate să fie ceva rău, însă efectiv e ca și cum, ok, mi-am făcut treaba aici, mi-am deplinit misiunea și atunci aleg să las acel ceva în urmă. Însă să știți, dragii mei scorpioni, că va fi un moment cheie în viața voastră. Dar e foarte bine că e așa, văd că, na, cu aceste arcane majore aici, foarte pozitive, cu siguranță lucrurile sunt bune, da? Sau e ca și cum vedeți că ceva se întâmplă în acel cerc sau cu acei prieteni sau cu acea relație, ca și cum vine divinitatea și spune gata până aici, uitați că persoana respectivă a primit ce a meritat și atunci voi, ok, mi-am îndeplinit misiunea și aleg să merg mai departe. Ia să vedem. Da, văd că acel ceva care voi alegeți să lăsați în urmă, văd că v-a trădat, v-a dezamăgit foarte tare, dragii mei scorpioni, și văd aici că vor cădea foarte multe măști, da, foarte multe măști în ziua de vineri. La modul general vorbind, ori va veni o persoană ori dintr-o zodie de aer, adică gemeni, vărsător, balanță, ori cu ascendent, ori cu ceva pregnat pe astrogramă, însă oricum ar fi, sau poate sunteți dumneavoastră dacă aveți așa ceva, oricum ar fi, văd aici, foarte multă activitate mentală, foarte multă, da, foarte multă răceală, da, cumva parcă veți fi destul de puternici, dragii mei scorpioni, și destul de duri, da, când vine vorba de a lăsa în urmă acel ceva. Însă e foarte bine că lăsați în urmă, văd că în același timp vă veți închide așa nițel în voi și veți analiza foarte bine lucrurile și poate, na, și v-am spus, veți fi mici și mari alchimiști în ziua de vineri, dar de asemenea văd că veți analiza lucrurile la rece, da, și e foarte bine că e așa, tot înainte că e foarte bine, lăsați în urmă ceva dezamăgit, că nu era pentru voi, era ceva foarte mic pentru ceea ce vi se pregătește. Bun, sau în comparație cu ceea ce vă pregătește divinitatea. Bun, vă mulțumesc frumos, dragii mei scorpioni, dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să vă abonați și să lăsați un like.
Bine te-am găsit, săgetător. Ok, dragii mei săgetători, se pare că voi veți fi înconjurați de mulți prieteni sau de cineva din familie sau de zona familiei la modul general și de asemenea văd că în cadrul acestei, cum să vă spun eu, în cadrul acestei întâlniri, da, văd că veți alege și voi să lăsați ceva în urmă, văd că veți alege să plecați, parcă pe alt drum și văd că veți face un nou... o nouă colaborare, da? Sau vă veți face cunoștințe noi sau veți alege din tot acest grup uriaș de prieteni sau din toată această familie, da? Să colaborați doar cu o anumită persoană, iar pe unii veți dori să-i lăsați în urmă. Parcă veți semna un nou contract sau vă veți împrieteni cu persoane noi sau veți face curățenie în viața dumneavoastră personală. Da, pentru că văd că veți primi altă ofertă sau vi se va deschide orizontul altfel, da? Și se va întâmpla foarte rapid, să știți, dragii mei săgetători. De asemenea, văd că veți negocia foarte bine o relație anume, un parteneriat, da? Și să știți că veți trece, nu știu, parcă faceți totul pentru a menține acest spirit, da, de familie, aceste principii ale voastre pe care le aveți, aceste credințe spirituale. Foarte frumos, dragii mei săgetători, tot înainte vă spun și vouă. Bun, v-am pupat, vă mulțumesc frumos pentru vizionare, dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să vă abonați și să lăsați un like. Bună, Capricorn, să vedem pe tine ce te așteaptă. Ok, dragii mei Capricorn, pentru unul dintre voi e posibil să ieșiți cu prietenii, să colaborați cu multe persoane în ziua de vineri. E posibil să aveți parte și cu persoane de stat, cu persoane din poziții de putere. Văd aici că... Vă vor ajuta două persoane, o persoană dintr-o zodie de apă și o persoană dintr-o zodie de foc. Da, dintr-o zodie de apă, adică pești, scorpion, rac sau dintr-o zodie de foc, leu, berbec, săgetător. Da, mă uitam că îmi venea să vă spun că mai degrabă, na, pentru alții dintre voi e posibil chiar să jonglați, da, cu aceste două energii, să le puneți în balanță, energiile voastre, e ca și cum să puneți în balanță ceea ce... simțiți și cum și ceea ce gândiți, însă vă văd destul de rigizi, dragii mei Capricorni, aici. Dacă e vorba de zona materială, nu știu cât să vă spun eu să vă focusați pe acest lucru, pentru că nu știu dacă e momentul acum, da, cu Uranus acolo în Taur, care intră și în retrogradare de pe 15, deci nu știu. Ia să vedem. Cei cu exact, aveți impresia că ați pierdut ceva... Da, dragii mei Capricorn, se pare că veți conștientiza, da, sau efectiv veți avea voi așa ideea că ați pierdut ceva, însă, dragii mei Capricorn, e vorba de niște idealuri pe care voi vi le-ați stabilit, da, însă idealurile nu prea se pupă cu realitatea, da, și tocmai din acest motiv voi cam veți vedea realitatea și veți conștientiza că nu e chiar un ideal acolo. Ei, și veți considera că ați pierdut nu știu cât și nu știu cum. Dragii mei Capricorn, nu ați pierdut mare chestie. Văd că da, vă veți consuma foarte mult la nivel emoțional, la nivel mental. Vă veți simți la pământ. E adevărat, ceva trebuia să se termine, trebuiau să vi se dea jos de pe față anumite văluri, da, trebuiau să cadă măștile celorlalți, tocmai pentru a vedea voi cu adevărat... ceea ce se întâmplă. Deci veți avea parte de diferite evenimente, v-am zis. Posibil chiar de la două persoane, o persoană dintr-o zodie de apă care să vă facă efectiv, o să vă supra-solicite, ori o persoană care este foarte ocupată, ori o persoană cu niște traume foarte mari și de asemenea încă o persoană dintr-o zodie de foc care, v-am zis aici, se pare că vă dă bătăi de cap. Da, vă dă bătăi de cap sau efectiv nu veți mai putea, da, nu veți mai putea. Ori veți afla de aceste două persoane că vor avea probleme și atunci tocmai din acest motiv veți simți și voi că veți pierde vreo ceva. Nu pierdeți nimic, stați liniștiți tot înainte. Bun. Vă mulțumesc frumos pentru vizionare, dragii mei Capricorni. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să vă abonați și să lăsați un like. Să vedem ce așteaptă pe dragii noștri vărsători.
Ok, dragii mei vărsători, vă ziceam de intuiție zilele trecute. Uitați că aveți o intuiție fantastică în ziua de vineri. Da, văd că veți intui foarte bine lucrurile ascunse. E posibil pentru unii dintre voi să vă luați un concediu sau un timp de meditație. E posibil să vă apropiați mai mult de zona spirituală în ziua de vineri. Și văd aici, dragii mei vărsători, că veți ajunge la o abundență, da, din punct de vedere financiar, din punct de vedere profesional, e ca și cum vă apropiați mai mult de zona naturii, vă apropiați și începeți să citiți altfel semnele din jurul vostru. Da? Chiar cu totul altfel față de cum ați făcut-o până acum. Și e foarte bine că e așa. Veți vedea mai multe lucruri și în relații și în viața profesională. Iarăși, e posibil să aveți de-a face cu un rac, dar nu-i neapărat. Însă, oricum ar fi, văd că vi se va deschide așa mintea și veți vedea foarte multe lucruri. Mai bine spus, le veți simți decât veți vedea. Veți vedea o esență, da? O esență care este foarte benefică pentru voi. Ia să vedem, dragii mei vărsători, să vedem aici cei cu luna. Da. Bun, dragii mei vărsători, mulți dintre voi veți avea de-a face cu o persoană dintr-o zodie de foc, adică perbec, săgetător, leu, ori cu ascendent, ori poate dumneavoastră aveți ceva pe acolo, însă oricum ar fi, vă văd foarte plin de pasiune, foarte entuziasmați, da, puși pe treabă, e posibil de asemenea prin această stare de meditație sau prin această perioadă în care voi efectiv alegeți, hai câteva ore, stați voi cu voi și meditați, analizați lucrurile. Văd că e legat de o relație, dragii mei vărsători. E posibil să cunoașteți pe cineva dacă sunteți singuri, singură, dar e o persoană dintr-o zodie de apă și este extrem de intuitivă, extrem, extrem, extrem. Sau efectiv voi veți alege, dragii mei vărsători, să cunoașteți pe cineva. Da, sau să încheiați un contract cu cineva sau efectiv să alegeți să mergeți pe un anumit drum cu cineva, într-o relație anume. Foarte frumos, dragii mei vărsători. Ce să vă spun, tot înainte, da, văd că analizați lucrurile bine, la voi sunt lucruri bune, însă veți afla și niște secrete din zona unei relații. Dar care vă vor pune ceva pe gânduri, veți conștientiza foarte bine poziția voastră și v-am spus, veți ajunge la o stare de împlinire și la o energie foarte bună. E ca și cum sunteți extraordinar de pozitiv în privința acestei împliniri, pentru că vă veți simți foarte împliniți, dragii mei vărsători. Bun, v-am pupat, vă mulțumesc frumos pentru atenție, dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să vă abonați și să lăsați un like. Bun, dragii mei pești, se pare că veți avea o intuiție fantastică, fantastică în ziua de vineri. De asemenea, văd că veți ajunge la o maturitate emoțională, văd că ceva se va termina în viața voastră, o etapă anume, eu știu, diferă de la caz la caz. Și de asemenea, mai văd aici, dragii mei pești, că e posibil pentru mulți dintre voi să aveți parte... eu știu, de un final, la modul general, da? De un final, la modul general. Ia să vedem aici niște extensii. Ce cu acest final? Da, văd că vi se face o ofertă dintr-o poziție mai suspusă. Vouă nu prea vă convine că presupune foarte multă așteptare, presupune muncă, nu știu, sunteți așa cu duș în tost. Însă, oricum ar fi, să știți că această ofertă este divină, dragii mei pești. Este divină, da, este o ofertă divină și văd aici că veți cântări lucrurile foarte bine. Foarte bine le veți cântări și v-am spus, nu prea vă va conveni. Dacă e vorba de zona personală, la fel. E posibil să primiți o ofertă, să cunoașteți pe cineva, însă veți cântări lucrurile foarte bine și în primă instanță nu prea vă va conveni, da? Parcă veți fi focusați foarte mult pe zona muncii și atunci parcă nu veți vedea această ofertă de dragoste care vi se pace, însă văd în același timp și înțelepciunea necesară, dragii mei pești, și de ce nu o ofertă, un mesaj de dragoste, da? E posibil să aflați de un final a unei persoane. Bun, vă mulțumesc frumos, dragii mei pești, pentru vizionare. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să vă abonați, să lăsați un like și de asemenea mă găsiți și pe pagina de Facebook, Tarot, Soare și Lună. V-am pupat, dragii mei, și ne vedem la următorul videoclip.